să vină aici la școala asta, pentru că El are un plan aici cu mine. Aleluia! Aici am învățat, l-am învățat pe Dumnezeu. Am învățat pe Dumnezeu ca pe un tată în care pot să am încredere. Aleluia! Și ca pe un Dumnezeu în care mă pot încrede cu viața mea și pot să fac tot ceea ce El îmi zice, chiar dacă de multe ori lucrurile par ciudate. Dumnezeu a crescut foarte mult aici la școală. Am văzut lucruri noi, mi-au vorbit. În continuare o să-mi continui umblarea mea cu Dumnezeu aici în Cluj. Amin. Și știu că El îmi călăuzește viața, El are grijă de mine și nu mă lasă niciodată. Amin. Amin. Să știți că El e un tătăr pentru noi și amin. El ne iubește. Aleluia! Și am dorit să vă spun cum am primit cântecul ăsta. Ne rugăm într-o seară, la timpul de închinare, la școala biblică aici și vreau mai mult pentru oameni, pentru cei pierduți, pentru cei la care ne cheamă Dumnezeu, să mergem. Ne rugăm mult și după ce s-a terminat am rămas la urmă cu Alexandra și parcă mai simțeam nevoia să Dumnezeu să ne dea mai mult pentru oamenii ăștia. Și așa am început să scriem. Și nu ne-am dus acasă până n-am terminat ceea ce Dumnezeu ne-a pus în inimă, foamea aia. Și dacă ați fost atenți la ce a zis Cornel la început, a zis Dumnezeu vă va da după câtă măsură Dumnezeu, voi aveți ca să așteptați la Dumnezeu, cum să zic, după câte flămâni sunteți după El. Și pentru noi e numai un început. Școala e numai un început. Dumnezeu are mult mai multe lucruri pentru noi. Și chiar dacă noi acum suntem cei care suntem un vizor, vreau să le mulțumesc liderilor, studenților care au fost anul trecut, care pe Tudor, Radu, care ne-au condus în închinare. Și vreau să chiar să-i aplaudăm Lasă Duhul tău să curgă, lasă focul tău să ardă tot ce e rău din inima mea. Lasă Duhul tău să curgă, lasă focul tău să ardă tot ce e rău din inima mea. Și să ne vorbesc despre dragostea ta, vreau să trăiesc cu inima. Să te iubesc și să ne vorbesc despre dragostea ta, vreau să trăiesc cu inima. Fiecare ar fi putut să zică multe aici, dar nu i-am chemat pe toți că nu-i timp. Ne bucurăm de cuvintele încurajatoare care le-au zis și credem că Dumnezeu are pentru țara noastră un viitor, amin? Amin. Dumnezeu vrea să mântuiască țara noastră, Dumnezeu are planuri bune. Dumnezeu vrea să facem ce nu s-a făcut. Spiritual vorbim, vrea să ducem lucrurile mai departe și să ne conectăm cu destinul care îl are El pentru noi în vremea noastră și în generația de astăzi. Amin? Dumnezeu ne cheamă și vrem să răspundem chemării Lui. Ar vrea să spun cine nu ne cunoaște bine și crede că Dumnezeu îi cheamă oarecum să ne cunoască, să știe despre noi mai mult. Aici găsiți istoricul nostru, suntem de vreo 8 ani aici în Cluj. În special tinerii care Dumnezeu îi cheamă.
vreau să încurajez, nu aveți destule copii, le-am făcut mai în grabă și așa puținul Roxana, că a stat nopțile trecute să lucreze aici la câteva amintiri. E o revistă cu amintiri. Aici găsiți și vă întâlniți pe paginile astea cu câteva activități care noi le facem, cu câteva gânduri ale studenților, cu vorbitorii care vin pe aici, cu musafirii noștri, cu ce se mai întâmplă aici în mod regulat. Și suntem aici în fiecare seară la ora 6, luni, marți, miercuri și joi, în afară de vacanțe. Vreau să mulțumesc lui Ronald că e cu noi, unul dintre oamenii noștri de bază aici. Tinerii îl cunosc, este un așa zis părinte spiritual, un om care a investit în școala de aici. Îi spunem bun venit! Aici în față, să-l traducă și cred că Dumnezeu ne dă un cuvânt de provocare, după care vom înmâna diplomele. Vă rugăm să aveți răbdare, urmează și momentul festiv, dar până atunci vrem să auzim cuvântul Domnului și să ne lăsăm provocați în inimile noastre. The word of God is a power. Cuvântul lui Dumnezeu este putere. If we implement it. Dacă îl implementăm. If we are going to eat it. Dacă îl mâncăm. And we allow the word to change our hearts. Și îngăduim cuvântului să schimbe inimile noastre. And the first what God is searching for. Și primul lucru pe care Dumnezeu îl caută la noi. Is people who are opening their hearts for Him. El caută oameni care își deschid inima față de El. And that God is searching for people who want to follow Him and who are allowing Him to change their lives. Dumnezeu caută oameni care sunt doritori să-L urmeze pe El și să li se schimbe viața. Because God called us to become in likeness in the image of Christ. Fiindcă Dumnezeu ne-a chemat să fim asemenea chipului lui Hristos. We have to change. Trebuie să ne schimbăm. We have to change in the image of Jesus Christ. Trebuie să ne schimbăm după chipul lui Iisus Hristos. We have to become like Him. Trebuie să devenim ca și El. So like the Father created us in His image. Așa cum Tatăl ne-a creat după chipul Său. So and when the devil came with sin in our lives. Și apoi a venit diavolul cu păcat în viața noastră. And he destroyed that whole concept. Și el a distrus acest concept. He destroyed the whole life what we had. A distrus această viață pe care am avut-o. We had an intimate relation with the Father. We walked with the Father. Acea relație intimă pe care am avut-o cu Tatăl. But through sin there came a separation and we could not come to the heart of Father any longer. Dar din cauza păcatului a venit o separare acolo și nu mai puteam ajunge la inima Tatălui. And so the Father decided so much to be with us and to bring a restoring in our personal lives. Așa că Tatăl a dorit așa de mult să se apropie din nou față de noi și să ne restaureze. Then he gave his only son. Încât l-a dat pe fiul lui pentru noi. And he said, I give everything what I have. Și a zis, eu dau tot ce am eu. Everything what I have. Tot ce am eu. Just to restore my relation with the people. Doar ca să refac relația cu poporul meu. Just to come back in an intimate, deep personal relationship with them. Și doar să mă întorc la o relație intimă și adâncă cu oamenii. And God changed your lives. Așa Dumnezeu va schimba viața. And so when I was thinking over this, și când mă gândeam despre lucrurile astea, for me there is one thing always very important. Pentru mine este întotdeauna un lucru important. I want to see people coming in a destiny. Eu vreau să-i văd pe oameni intrând în destinul lor. I want to see people coming in a calling in which God called them to. Vreau să-i văd pe oameni care ajung și împlinesc chemarea lui Dumnezeu pentru ei. And I remember still the day that I was in a Bible school in Holland. Mi-aduc și aminte de zilele când eram la școala biblică în Olanda. And there were like 70 students in the school full time. Erau cam 70 de studenți acolo. And it was one day the Bible school director told to us. Și într-o zi, directorul de la școală de acolo ne-a spus. He said, from this class, every year, el a spus, din clasa asta, în fiecare an, we see just two or three people going full time. Vedem doar doi sau trei studenți care rămân în misiune. We are seeing just, I see just two or three people, they are really laying down the lives for the Lord and they are going farther with Him. Doar doi sau trei oameni continuă să-și pună viața la dispoziția lui Dumnezeu să meargă mai departe. And then, so I look to the students around us. Și am uitat la studenții din jurul meu. And so, Lord, there is so much potential here. Și am spus, Doamne, dar este așa de mult potențial aici. Father, there are so much people, they are so strong already with you. Doamne, sunt așa de mulți oameni care sunt tari cu tine. I see much more people. Văd mai mulți oameni decât 2-3. And I see so much strong people and if the Bible school director said there is just 2 or 3 who are going to live really for Him. Văd așa mai mulți oameni și directorul spune că numai 2 sau 3 o să trăiască cu Dumnezeu. Then I said, Lord, but what about me? A spus, Domnului, dar eu care o să fiu? Lord, just 2 or 3 from these 70 students? Numai 2 sau 3 din 70 de studenți?
But I want to be also there. Și eu vreau să fiu unul din ei. And I saw to them, look to the people and say, oh, that is some person who can make it. That is a person who is powerful. That is a person who will make it. Și am început să mă uit la oameni și să spun, ăla o să reușească.